Ce măsuri va lua coaliția de guvernare pentru a reduce cheltuielile bugetare? Măsurile anunțate astăzi de către președintele Marcel Ciolacu, urmare a discuțiilor de la guvern, sunt legate de reducerea cheltuielilor bugetare, de faptul că dorim ca să tăiem de la cabinetele demnitarilor cel puțin jumătate din numărul consilierilor, spre exemplu, pentru că am văzut că e nevoie să sprijinim într-adevăr alte zone ale economiei, cum ar fi, spre exemplu, în această perioadă producătorii de lapte. Ați văzut această discuție. Și atunci statul trebuie să-și reducă din cheltuieli și să reușim să ducem acei bani acolo unde este nevoie, spre exemplu, către producătorii de lapte. De asemenea, achizițiile publice vor fi diminuate pentru bunuri și servicii, cei 10% din cheltuielile generale ale ministerelor și, de asemenea, reducerea numărului de persoane angajate la stat prin înghețarea acestora în acest moment. Sigur, ele vor putea să fie făcute acolo unde sunt posturi unice, unde este neapărat nevoie de prezența în acel post unic a unei persoane și, desigur, prin memorandum, acolo unde este nevoie, cum ar fi, spre exemplu, Ministerul Educației, acolo se vor putea debloca posturile. Dar, ca principiu general, posturile, angajările la stat vor fi limitate în această perioadă. Concret, în cazul cabinetelor demnitarilor, mai exact, ce anume se înjumătățește? Un demnitar poate să aibă un șoferi, doi șoferi, o secretară, consilieri? Există un număr de consilieri pentru fiecare cabinet. Spre exemplu, în perioada când eram ministru la Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, pe cabinet erau 4 consilieri, se vor reduce, vor fi 2. Deci cei care sunt acum pe funcție ar putea să nu mai aibă o funcție? Cei care sunt astăzi în aceste funcții, da, dacă se reduce acest număr, este posibil ca ei să nu mai figureze în continuare pe acele posturi. Pe criterii de performanță sau cum se va face? Eu cred că fiecare demnitar știe să își aprecieze munca colaboratorilor pe care îi are și poate să facă acest lucru găsind o formulă normală. Vă aduc aminte că un consilier vine pe perioada mandatului, ocupa acel post pe perioada mandatului demnitarului, deci nu este o problemă în posturile care sunt pe perioada nedeterminată. Vii cu demnitarul, pleci cu demnitarul și atunci este normal ca aici să poată fi făcută o reducere mai ușor. În cazul înghețării salariilor, ce garanție aveți că, de exemplu, primarii din teritoriu nu vor crea noi posturi unice și nu vor apela la acel sistem de memorandum tocmai pentru a putea permite angajările în continuare la nivelul administrației publice locale? Dar nu cred că e vorba de o înghețare în acest moment, pentru că nu era într-o perioadă imediat următoare o anumită creștere prevăzută. Există legislația în vigoare și există perspectiva de creștere a salariului. Noi am vorbit despre numărul de locuri din administrație, de numărul de posturi din administrație și aici este un alt subiect, este vorba ca statul român să fie mult mai selectiv în momentul în care face aceste angajări în sistemul bugetar, faptul că trebuie cumpănit bine și atunci este nevoie de un memorandum în interiorul guvernului de aprobare pentru eventualele creșteri al numărului de posturi, doar acolo unde pe deplin se justifică. Știm că s-a discutat foarte mult și despre, în spațiul public în ultima perioadă, despre cumulul pensie-salariu, acea supraimpozitare a veniturilor mari. Ce se va întâmpla cu aceste măsuri? Sunt pozițiile publice exprimate atât de președintele Marcel Ciolacu, cât și de președintele PNL, domnul Ciucă, referitoare la acest cumul de salarii. Se încearcă găsirea unui soluții, astfel încât acest cumul să fie limitat. Ați văzut că este vorba despre numărul de locuri pe care le poate ocupa o persoană în consiliile de administrație, maxim 2, sub nicio formă să nu mai poată cineva să fie un abonat la banii publici, un sinecurist cu 3, 4, 5 consilii de administrație. Așa ceva va fi exclus, interzis în statul român. Și toate aceste măsuri am ajunge la 5-7 miliarde de lei. Cum acoperim acea gaură de 20 de miliarde? La rectificarea bugetară vor fi luate în calcul și acele planuri făcute de ministere? Și dacă se va ajunge cu totul la
20 de miliarde. Aici cred că Ministerul Finanțelor Publice poate să dea detalii asupra acestei ordonanțe. În momentul în care ea va fi făcută publică, va intra în dezbateri, va ajunge și în Parlament, vă voi putea exprima asupra ei, pentru că atunci voi avea întreaga ordonanță. Toate măsurile sunt analizate și gândite de către guvern și de către coaliție. Bun, această măsură nu ține neapărat de ordonanță. Știți foarte bine că e o practică comună ca atunci când se ajunge la o rectificare bugetară, se analizează ce anume s-a cheltuit de către ministere, ce proiecte au fost bugetate și dacă sunt bani în plus care nu au fost cheltuiți, de obicei sunt retrași. Este posibil ca să avem această măsură la viitoarea rectificare? Ministerele care nu și-au cheltuit banii să dea banii înapoi la... Dați-vă voie să vă spun că performanța fiecărui ministru ține și de execuția bugetară, de felul în care reușește ca programele și proiectele care au fost bugetate să fie și puse în practică, și acesta este un lucru pe care îl face primul ministru în mod continuu. Este normal să analizezi performanța fiecăruia dintre miniștri. Spre exemplu, ca să mă exprim, să dau un exemplu personal, atunci când am avut programul Start Time Nation, care era un program cu un buget de 2 miliarde de lei, deci un buget mare, nu un buget mic, am spus că am nevoie la începutul anului de credite de angajament pentru a putea derula programul, pentru a putea încheia contractele, și din experiența anului anterior am știut în ediția a doua că plățile efective vor fi făcute în octombrie și noiembrie. Și atunci nu are rost să ai banii în buget, creditele bugetare de la începutul anului, bani care ne costă pentru că plătim dobânzi pe împrumuturi, și banii trebuie să fie atunci când ai nevoie de ei. Eu cred că un astfel de exemplu și un astfel de gestionare a fondurilor poate să aducă mai multă performanță în această zonă. Deci, și consideră că sunt ministere care dau bani, vor ruga banii înapoi la rectificare. Eu spun că activitatea fiecărui ministru, așa cum spune Constituția, este evaluată de către primul ministru. Subiect pe rocadă, pentru că mai este puțin timp. PSD a cerut de-a lungul timpului ca protocolul să nu fie întocmai respectat și pot fi făcute anumite modificări dacă și partenerii de coaliție sunt de acord. Este în momentul de față la fel aceeași ofertă pe masă de a rămâne miniștrii performanți pe funcții, cum ar fi Ministerul Transporturilor să rămână la PSD? În calitate de purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat, eu pot să vă aduc la cunoștință dumneavoastră și telespectatorilor hotărârile pe care Partidul Social Democrat le-a luat. În acest moment nu avem o hotărâre a biroului permanent sau a Consiliului Politic referitoare la formula guvernului Ciolacu. Acestea urmează să aibă loc. Deocamdată, deciziile pe care le avem sunt deciziile referitoare la protocol și da, acesta este în vigoare. Domnul Ciolacu este cel care va face o evaluare a miniștrilor care vor face parte din cabinetul dumnealui? Cu certitudine, colegii din PSD, din forurile statutare de decizie, v-am spus, biroul permanent sau Consiliul Politic, vor lua aceste decizii în momentul în care ne apropiem de momentul schimbării premierilor. S-ar putea să fie un consens pe reducerea secretarilor de stat? Este și acesta un subiect pe care îl avem în analiză. Deocamdată nu am văzut o decizie în acest sens, dar în Partidul Social Democrat, da, este o discuție. Există varianta să fie dizolvat vreun minister? Nici acest lucru nu știu să vă spun. Până când nu vom avea o decizie formală, oficială a Partidului Social Democrat, singurul anunț care a fost făcut în spațiu public de către președintele Marcel Ciolacu a fost acela că, din perspectiva domniei sale, ar avea sens un minister al afacerilor europene, pentru că aici vorbim despre politicile publice europene, nu neapărat despre fonduri. Noi, când ne gândim la Uniunea Europeană, ne gândim doar la banii pe care îi avem de luat de la Uniunea Europeană prin vechiul cadru financiar multianual, prin noul cadru financiar multianual sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este mai mult decât atât, este vorba despre politici publice în care România trebuie să fie parte activă. Pentru că se invocă protocolul, este interesat Partidul Social Democrat să vină cu o nominalizare pentru portofoliul justiției, așa cum... Atâta timp, repet ideea, pentru că nu pot să comentez
scenarii în acest moment, atâta timp cât nu avem o decizie formală a conducerii Partidului Social Democrat asupra nominalizărilor, asupra discuțiilor care au loc pentru formarea noului guvern, nu pot să vă spun mai mult decât atât, decât că avem un protocol în acest moment și că este o certitudine că până la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, se va produce schimbul premierilor și va fi un nou cabinet, cabinetul Ciolacu. Legat de comasarea alegerilor, au mai fost discuții pe acest subiect? Este dispus Partidul Social Democrat să accepte un astfel de lucru? Aici sunt argumente de natură constituțională, în primul rând. Ceea ce am spus întotdeauna este că această discuție trebuie să fie, în primul rând, despre cetățeni, despre ce își doresc cetățenii, despre agenda noastră a tuturor de zi cu zi. Și aici, în primul rând, vorbim despre coșul zilnic, despre alimente, despre prețul la lapte, dacă vreți, despre faptul că producătorii de lapte se plâng astăzi că acei 20% sunt puși, de fapt, scăderea prețului la lapte, sunt puși în spatele lor și că nu este o distribuție echitabilă și corectă pe acest lanț de aprovizionare și că este mai puțin vorba despre politicieni și despre ceea ce își doresc politicieni. Cetățenii cred și agenda lor este cel mai important lucru. Cel puțin noi în Partidul Social Democrat ne focalizăm pe aceste necesități. Ce le recomandă pe domnul Valeriu Zgonea pentru a ocupa funcția de președinte al ANCOM? Sunt și au fost audieri, așa cum prevede legea, iar colegii care sunt în comisiile reunite de comunicații și IT și-au exprimat un vot de la Camera Deputaților și de la Senat și-au exprimat un vot. La nivelul acestei instituții, poate nu știți, acolo deja lucrează soția domnului Zgonea. Nu este aici un fel de conflict de interese? Urmează să fie nominalizat domnul Zgonea pentru această șefie a instituției, acolo unde deja activează și lucrează soția domnului Zgonea? Analiza conflictelor de interese este în dreptul Agenției Naționale de Integritate. Există întotdeauna, în conformitate cu prevederile legale, un termen de 15 zile pentru a ieși din starea de incompatibilitate. Bănuiesc că dacă va fi ceva de genul acesta, cu certitudine vor găsi soluțiile necesare.